seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară i-am alături de mine pe Dorin Curtean, candidatul pro-România la funcția de primar al orașului Petrila. Bună seara! Bună seara! Și pe domnul Adrian Preda, care este din partea Partidului Pro-România din Petrila și din lui. Bună seara! Bună seara! Domnilor, astăzi Victor Ponta declară că nu mai crede în cifrele oficiale și atacă pe Ludovic Orban. Sănătatea și viața noastră nu mai contează, susține Victor Ponta. Fostul premier al României susține că guvernul condus de Ludovic Orban vrea neapărat să organizeze alegeri locale. El acuză autoritățile că au scăzut numărul de teste în mod nejustificat. Ca să iasă tot 1200 de cazuri, ieri au scăzut testele sub 20.000 și nimeni nu mai crede în aceste cifre umflate și dezumflate cu pompa propagandei. Singurul lucru pe care interesează pe Orban, așa cum se prefigurează acum, este să aranjeze alegeri locale. Mă văd ce părere aveți, domnule Curtean, de aceste lucruri? Eu am prevăzut că se întâmplă lucrul acesta și am estimat că în perioada pre-campaniei electorale vor scădea într-adevăr numărul de teste, tocmai în vederea desfășurării alegerilor locale din data de 27 septembrie. Cred că urmăresc, Partidul Național Liberal urmărește desfășurarea alegerilor, tocmai în vederea faptului că la ora la care vorbim stau foarte avansat în sondaje. Și atunci au estimat că dacă alegerile se vor amâna, cu siguranță la trendul la care merg în momentul de față, descendent, exact, descendent, vor ajunge, dacă se vor amâna alegerile până prin martie, așa cum se aude, vor scădea destul de mult în sondaje. Bun, acum, dumneavoastră, cum estimați că se va întâmpla? Ce își dorește Partidul Pro-România prin urmă? Să se amâne, să nu se amâne? Cum vă avantajează? Eu am avut o discuție săptămâna trecută cu Victor Ponta și dumnealui chiar nu l-am înțeles, dar vrea să se amâne alegerile. Adică tendința era ca alegerile să fie amânate, pentru că Victor Ponta, la ora la care vorbim, este pe un trend crescător, a crescut foarte mult în sondaje și cu siguranță lui ar fi convenit să facă pasul acesta și să se amâne alegerile. Pentru că până în primăvară, cu siguranță ar mai fi câștigat câteva procente. Dar legea este făcută de așa natură încât nu mai este posibilă prelungirea... Da, cu siguranță nu se vor prelungi alegerile. E clar că în data de 27 septembrie ele se vor desfășura. Da, bine, și din punctul meu de vedere, nici eu nu sunt într-o poziție alarmistă cu această pandemie și eu cred că este vorba despre un virus care într-adevăr e un virus nou și oarecum incomod, dar gradul de periculozitate al acestui virus nu mi se pare că este deosebit de ridicat. De asta susțin și eu faptul de a se ține alegerile locale, pentru că nici așa să o lungești, nici autoritățile locale nici mai dau interesul, nu? Dacă tot o lungim prea mult, e un dezavantajul nostru. Acum e clar că toată lumea aștepta alegerile, adică cei care erau pretendenți să candideze, clar, s-au pregătit pentru lucrul acesta încă din primăvară, pentru că se știa că în iunie vor fi alegerile și atunci au accelerat puțin lucrurile. În momentul când s-a aflat că se amână alegerile, clar s-au plafonat. Toată lumea s-a plafonat, nu se știa ce se întâmplă. S-au desumflat așa. Și clar lucrurile au evoluat, după cum bine știm cu toții, pe o plafonare a tuturor candidaților, da? Ei,
Cu siguranță, dacă se amâna încă o dată, plafonarea era și mai mare și poate și oamenii erau dezgustați de faptul că, bă, nu mai candidăm, mai are rost să mai facem ceva. Dar e clar, acum e un moment în care oamenii trebuie să finalizeze cu procedura de alegeri și să depășim momentul acesta, să trecem la treabă. Da. Domnule Preda, sunteți pentru prima oară la un post de televiziune. Da. Cum ați ajuns în poziția în care să treceți de la, știu că ați fost consilier PSD în Consiliul Local Petila, da. Cum ați ajuns să vă dați demisia sau să treceți la Pro-România? Cum ați făcut acest lucru? Eu am luat decizia încă din 2018 de a nu mai face parte din echipa PSD la vremea respectivă. Mi-am exprimat acest punct de vedere în cadrul partidului, deoarece se luau unele hotărâri la care noi eram consultați. Mi s-a promis la momentul respectiv că o să se regleze pe parcurs încă de președintele de la vremea respectivă, Bobar, lucru care nu s-a întâmplat. Atunci am luat decizia să nu mai fac parte din echipa din 2020. Iar partea cu Pro-România am luat decizia prin ianuarie, când am hotărât cu Dorin că vrem să facem o echipă, să fie separat față de PSD. O echipă tânără, care să vadă altfel lucrurile și să mergem pe o echipă, nu pe un nucleu de 3-4 oameni. Între timp, președintele Bobar și-a dat demisia din funcția de președinte și a venit... Presupun că tot din aceeași... din aceleași aspecte, pentru că și-o dat și el seama că nu eram o echipă. Păi, și ce l-a împiedicat pe președintele Bobar să facă echipă? Că era președinte, nu? Până la urmă, el era cel care trebuia să formeze echipa, nu? Acum, referitor la lucrul acesta, domnul Bobar a încercat în mod special să mențină echipa închegată. Din păcate, au apărut niște neînțelegeri la nivel, cred că, de județ. Acum, noi speculăm că ele au fost niște neînțelegeri, ele nu s-au făcut publice, dar eu totdeauna am citit în ochii oamenilor anumite aspecte și până la urmă oamenii îi vezi pe fizionomia feței lor că de multe ori nu sunt aceiași oameni cu care ai colaborat de atâta vreme și fizionomia îi trădează. Eu cred că au apărut niște neînțelegeri, cu siguranță unii au răvnit la funcția de președinte al PSD Petrila și atunci au încercat cumva să-l înlăture pe domnul Bobar și pe mine nu mă înșală de multe ori anumite aspecte și chiar dacă domnul Bobar nu recunoaște lucrul acesta, eu cred și tind să cred din anumite aspecte pe care le-am mai și auzit că unii au vrut să-l îndepărteze de la conducerea partidului. Iar dumnealui a fost un om inteligent, un om care a gândit-o bine și și-a înaintat mai bine demisia decât să fie înlăturat de cei de la putere. De asta puțin echipa s-a deteriorat datorită faptului că nu a fost un nucleu de unitate. Cineva și-a arogat puterea și a zis eu sunt stăpân și de aici încolo eu conduc și fac lucrurile. Dar nu asta e o problemă, pentru că oamenii inteligenți care pricep anumite lucruri și aspecte își găsesc loc într-o altă echipă și atunci se poate forma un nucleu, așa cum l-am format noi, o echipă tânără, o echipă ambițioasă, cu oameni profesioniști care vor să facă ceva. La cine vă referiți că și-a rugat dreptul de a acum, sunt, puterea? N-aș vrea să dau nume. Nu-mi place să dau nume în emisiuni. Sunt oameni care de multe ori le place să conducă din umbră și forțează nota. Și oameni de la județ care le-au plăcut să conducă lucrurile și în alte orașe. Și atunci au încercat cumva cu subtilități să-l scoate din cărți pe domnul Bobar. Și acum domnul Bobar este și din politică. Da, nu cred că îl mai interesează politica. Eu cred că omul are și o vârstă și s-a retras la momentul oportun. A fost un om, eu l-am apreciat pentru că în 2016 a fost omul care a pus bazele unei echipe bine închegate și acum s-a retras, să zic, în glorie, pentru că
a câștigat tot ce a fost de câștigat în 2016. El a fost omul din umbra partidului, el a fost cel care a purtat negocieri cu mine și el a fost cel care a condus lucrurile, să zic așa, până după alegeri. Iar acum, într-adevăr, a demonstrat că a putut să formeze o echipă și la momentul acesta omul s-a retras. Bun, și din negocierile pe care le-ați purtat în 2016, având în vedere au trecut 4 ani, ne puteți dezvălui care au fost punctele cu care, păi, vis-a-vis de care ați negociat? Nu e niciun secret. În negocierea care am purtat-o în 2016 a fost o negociere în care eu să vin în echipa dumnealor și să susținem, să-l susținem pe actualul primar, da? Să câștigăm alegerile și să formăm o echipă care să facă majoritatea în Consiliul Local. Și asta s-a și întâmplat. S-a și întâmplat. Acum, cum s-a ajuns să nu mai continuați în aceeași formulă? Păi, exact așa cum spunea și Adi, au fost câteva divergențe prin 2018, când el a luat decizia datorită unor neînțelegeri, adică neînțelegeri, referitoare la anumite aspecte care trebuiau să fie realizate în orașul Petrila. A avut niște solicitări din partea unor cetățeni pe care el nu le-a putut onora din cauza că alții n-au dat curs acestor solicitări și bineînțeles că văzând că nu-l ascultă nimeni, a luat decizia să se retragă. Am avut o discuție atunci cu el și am spus nu e momentul acum să te retragi pentru că și tu ai contribuit la echipa respectivă, ai avut un aport destul de consistent și cred că chiar dacă nu poți realiza anumite lucruri datorită faptului că alții te împiedică, cred că trebuie să-ți termini mandatul și să-l duci până la bun sfârșit. De asta eu consider că atunci când ești o echipă, trebuie să pui umărul să contribui la bunul mers al comunității. Când cineva își arogă doar în dreptul lui totul, atunci echipa pleacă. Bun, și cum se face că nu vi s-a retras sprijinul politic, domnule Preda, de la Consiliul Local? Păi nu, ideea a fost să rămânem o echipă, să nu se vadă în exterior cei în interiorul partidului și de acolo au plecat. Bun, dar acum, în momentul ăsta, când v-ați declarat susținerea pentru Pro-România? Păi nu, că se știa lucrul acesta, că noi am purtat niște discuții referitoare la faptul că vom pleca din PSD. De fapt, asta a fost și discuția în 2016, când am negociat, ne-am spus, facem alianță, să constituim o echipă pentru cei 4 ani de zile. Nu am dat un verdict că după 4 ani de zile vom merge în aceeași echipă. Și atunci nu am avut nicio obligație față de nimeni de acolo. Mi-am asumat un angajament pe 4 ani de zile, da? Și ei au știut că e posibil ca după 4 ani, dacă nu ne înțelegem, să plecăm din echipa respectivă. Și ca să vorbim și o realitate, partidul nu are om pregătit să ne preia loc acum. Cum așa? La ce vă referiți? Păi noi am prins 13 consilieri, locurile următoare 14-15, nu știu dacă poate să se numesc consilieri. Adică nu fac față la cerințele acestei poziții de consilieri, nu? Nu neapărat. Problema este că Adi a fost câtuși de puțin vocal în Consiliul Local și probabil cei care sunt în spate nu sunt familiarizați cu politica Consiliului Local. E clar, timpul este scurt oricum, mai este o lună de zile până la alegeri, indiferent că retrage sau nu retrage, nu ne-a fost teamă niciodată de faptul că cineva ne retrage sprijinul politic. De fapt, pot să spun că au fost de cuvânt, înțelegerea care am făcut-o în 2016 nu și-au încălcat-o. Deci asta pot să afirm că faptul că domnul Bobar a fost un om de cuvânt, apreciez lucrul acesta pentru că a fost o înțelegere între noi să mergem până la capăt în mandatul acesta. Nici noi la rândul nostru n-am vociferat împotriva echipei sau să facem alte, să ne opunem cumva la proiectele inițiate de primar și așa mai departe. Nu,
au fost proiecte inițiate de fiecare dintre noi și atunci am zis bunul mers al comunității trebuie să continue, indiferent că suntem noi sau vin alții, el trebuie să funcționeze. Consiliul local trebuie să funcționeze cu noi sau fără noi, el trebuie să meargă mai departe. Da, deci, domnule Curtean, n-am să vă întreb amănunte despre proiectul dumneavoastră de campanie. N-am să vi le spun acum, pentru că... Nici eu n-am să vă întreb. În schimb, aș vrea să vă întreb altceva. Care sunt realizările cu care vă puteți mândri, cele mai mari realizări care vă puteți mândri și pe care le-ați influențat în mod direct în orașul Petrila în acest mandat? Cred că întrebarea e puțin greșită. Eu am fost omul care tot timpul am fost activ și nu mi-aduc ca o laudă lucrul acesta. Mi-a plăcut să fiu activ și să urmăresc orice lucrare care se face în orașul Petrila. Dar nu asta este important. Eu n-am să vin niciodată să spun am făcut. E o meteacmă veche a celor care candidează, care sunt primari în funcție și care candidează, să spună, domnule, eu am făcut. Domnule, e obligație să faci. De asta ești ales de cetățean să faci. Bine, ești să pus faci, acolo. Să faci, dar ce cred ai făcut? Că e obligație, cred e obligație. Cred că cetățenii văd ce am făcut. M-au văzut activ de fiecare dată, 4 ani de zile am fost activ pe teren în fiecare, la fiecare lucrare, la fiecare străduță care s-a asfaltat, la fiecare bloc care s-a făcut. Nu pot să spun eu am făcut. Bun, am o echipă în spate, da, cu care colaborez în primărie și pot să spun că echipa este cea care a susținut și a făcut ceea ce am inițiat eu. Nu-mi place să aduc, domnule, am făcut eu, nu sunt doar eu, în primărie nu există doar primarul, există o adevărată echipă care muncește. Ne arogăm tot noi drepturile și meritele, am făcut. Facem poze, le punem pe rețeaua de socializare să vadă lumea că am fost și noi pe acolo, am dat un ochi pe la lucrare. Deci, eu niciodată n-am făcut poze să mă pun pe mine în imaginele respective, am făcut poze tocmai în vederea să-i înștiințez pe cetățenii orașului Petrila ce se face din banul public și din fondurile europene. Deci postez și informez cetățeanul cu orice lucrare care se execută în orașul Petrila, ca ei să vadă și să fie informați. Dar asta nu înseamnă că e doar meritul meu. E meritul unei întregi echipe. E meritul unui consiliu local care aprobă proiectele respective. Mă deranjează când aud candidați la primărie că spun, domnule, eu am inițiat, eu am făcut, eu am dres. Nu, e inadmisibil să faci lucrul acesta. În spatele tău stă o echipă care muncește și face. Bine, da. Nu tu ești stăpân, nu tu ești stăpân. La urmă, problema nu vă las, domnule Curtean, și tot o să vă întreb, din punct de vedere al coordonatorului, nu? Că, în urmă, și echipa, dacă nu are un șef care să o poartă, un capitan de vas, vasul nu merge de capul lui. Am spus, sunt inițiatorul multor proiecte, vor fi proiecte cu sume fabuloase de bani care se vor implementa în orașul Petrila. Acum, ceea ce este interesant, că toată lumea și le arogă ca fiind dreptul lui. Da? Eu pot să spun că sunt unul dintre cei care am contribuit foarte mult la inițierea acestor proiecte. Și dau un exemplu. Proiectele care vor fi finalizate, care vor începe pe axa 13, da? Proiecte în valoare de 14 milioane de euro. Deci ce înseamnă axa 13 pentru telespectatori, ca deci, să înțeleg? Pe fiecare linie de finanțare din fondurile rambursabile există axe, da? Și a început de la axa 1, începând din 2007, până la ora la care vorbim, s-a ajuns la axa 13, adică cumva le-au numerotat proiectul numărul 1, proiectul numărul 2, 3 și așa mai departe. Da? Axa 13 este un program de finanțare cu fonduri de la Uniunea Europeană și cu contribuție din partea locală, care finanțează diferite lucrări. Și aici se regăsesc asfalte de drumuri, construcție de blocuri, amenajare școlii, parcuri, muzee, biblioteci și așa mai departe. Se finanțează foarte multe lucrări.
Ei, noi am prins o finanțare pe proiectul respectiv în valoare de 14 milioane de euro. Sunt contractele semnate, am făcut licitația pentru proiectarea lucrărilor respective. Dar n-aș vrea să vorbesc acum atât de mult de partea aceasta, de ce se face, ce se va face. Acum, bineînțeles, cel care va câștiga alegerile are meritul acela de a implementa aceste proiecte. Doar că trebuie o minte înțeleaptă, care să știe ce să facă și să poată implementa aceste proiecte cu cap și bine gândite. Da? Eu mă consider unul dintre oamenii care am inițiat și am făcut foarte multe proiecte și consider că pe partea cu proiectele sunt cel mai bun. Nu mă poate lua nici actualul primar, nici vechiul primar. Și știu cum se coordonează un proiect. De aceea cred că este important ca cetățenii să înțeleagă că acolo unde sunt proiecte și care au fost, am avut o mare contribuție începând de la intabularea terenurilor, de la mersul pe teren cu proiectanții, eu le-am spus ce străzi să prindem proiecte și ceea ce și amplasamentele pentru blocuri le-am dat tot eu. Deci nu pot să mă contrazică nimeni aici. Și dacă vine actualul primar și mă contrazice că el a avut o contribuție, el nici măcar n-a fost pe teren să vadă amplasamentele respective la vremea la care am inițiat proiectele. Așa că pot să-i spun că de multe ori își arogă prea multe drepturi pe care nu le are. Domnule Preda, au fost în ultima perioadă doi primari și încă nu chiar mai este domnul Vasile Jurca. A fost domnul Păducel, care, pe când cunosc eu istoria administrației în Petrila, de pe vremea Ceaușescu a fost primar, domnul Păducel, și domnul Jurca în ultimii 4 ani. Acum, dumneavoastră, am două întrebări. Prima întrebare, ce le puteți reproșa acestor primari? Au făcut sau că nu au făcut? Și doi la mână, ce planuri aveți să faceți în plus sau să faceți mai bine decât ce s-a făcut până acum? Referitor la domnul Păducel, n-aș vrea să-mi spun prea multe, că n-am lucrat în echipă cu dânsul. Nu, dar și sunteți locuitor al orașului Petrila, da. Și ați văzut ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, cum s-au petrecut lucrurile, nu? Și din punct de vedere al cetățeanului din Petrila. Nu, aș vrea să-mi continui ideea. Referitor la domnul Jurca, ce am spus și mai înainte, îi reproșez faptul că nu mă țin cont că lucrul se face într-o echipă. Și ca și plan de viitor al meu și al echipei, cred că și pentru orice oraș din Valea Jiului, principala prioritate ar fi atragerea fondurilor europene. Absolut. Și aici, așa, ca să punctez, cred că domnul Păducel are un minus la treaba asta. Deci, undeva per total, de asta văd un avantaj din partea noastră, că am fi mai capabil pentru treaba asta. Investitori prea mulți nu pot să vină în orașele astea mici și atunci, ca să prospere... Mai e exact forțe de muncă, până la urmă, chiar dacă ar veni... Da, dar fonduri europene se pot atrage cu oamenii din oraș. Absolut, exact. Și asta e un lucru posibil. Turismul, părerea mea că turismul este viitorul acestei zone a Văii Jiului, pentru că sunt extrem de multe oportunități de a atrage fonduri pe această axă, pe de o parte, și pe de altă parte configurația zonei permite realizarea de multiple proiecte pentru turism. Da, și Petrila oarecum, deși Petroșanu spune că barângul iar lor, noi putem profita și de ocazia cu barângul fiind. Dumneavoastră aveți domeniul Sierul Șureanu, nu? Care... Da, ca și care... proiect al orașului. Dar vreau să spun că orașul poate să se dezvolte și pe prisma barângului. Da. Turiști și tot. Domnule Curteanu, în aceeași notă, aș vrea să vă întreb cam același lucru până la urmă. Colaborarea cu actualul primar a fost o colaborare benefică pentru dumneavoastră ca și carieră profesională, ca și experiență, ca și realizări? Eu cred că am o experiență de aproximativ 20 de ani în administrație și nu mă caracterizează faptul să mă dau înapoi de la a face lucruri bune pentru comunitate. Totdeauna am fost un tip care m-am implicat în orice proiect. Și de pe vremea vechiului primar, da, când lucram împreună,
am fost omul care am impulsionat totdeauna orice bani care putem să-i atragem pentru comunitate să vină în Petrila. De ce? Pentru că indiferent ce faci cu banii respectivi, nu sunt banii comunității locale, sunt bani din fonduri europene și atunci trebuie investiți în ceva. Că faci parcuri, că faci drumuri, că faci blocuri, orice faci, banii trebuie atrași. Și dacă n-am reușit la vremea respectivă să implementăm tot ceea ce mi-am dorit, la un moment dat în primărie i-am propus primarului de la vremea respectivă să mă lase să-mi constituie o echipă care să promoveze și să facă proiecte. Am format o echipă a mea cu care am inițiat anumite proiecte și am făcut câteva proiecte pe mediu, am făcut inclusiv proiectul de 1 milion de euro pe partea de mediu cu colectarea deșeurilor respective la vremea aceea. Un proiect care a fost implementat cu succes și care a avut un aport destul de consistent pentru orașul Petrila. Sunt multe proiecte la care am fost implicat și care au avut succes, chiar proiecte care au adus destui de mulți bani în orașul Petrila. Dar, așa cum zicea și Adi, ne-am propus ca să fim o echipă flexibilă, o echipă care să se implice mult mai mult în atragerea de fonduri europene și eu pot să spun încă o dată, nu ca o laudă în sine, dar cei care mă cunosc și știu câtă implicare am avut inclusiv pe partea privată cu proiectele de finanțare și i-am ajutat pe oameni, pot să spun că i-am ajutat. Mi-aș fi dorit ca întreg orașul să participe la concursul acesta de proiecte și să poată să acceseze fonduri, tocmai în vederea dezvoltării comunității locale. Dacă ar fi 500 de proiecte făcute, eu zic că comunitatea locală se poate dezvolta enorm de mult, pentru că se creează locuri de muncă, vin fonduri, vin bani în oraș care se pot accesa și care pot să fie implementate proiecte care să aducă un beneficiu comunității locale. De asta eu cred că este un aport destul de mult pe care l-am adus și chiar acum am în așteptare, așteptăm să se dea drumul la ghidurile de finanțare pentru că am în așteptare undeva la 100 de persoane care doresc să-și facă proiecte pe diferite programe de finanțare. Eu mă bucur să fie și mai multe persoane și m-aș bucura să fie, n-aș fi ranchiunos, să văd că și alții se implică să facă proiecte pentru comunitatea locală. M-aș bucura să vină oamenii cu idei, suntem o echipă tânără, o echipă omogenă care știe cum să trateze lucrurile legate de fondurile europene și singura salvare a orașului Petrila, să dezvoltăm o comunitate locală bine pusă la punct și să înfrumusețăm puțin orașul, este atragerea de fonduri. Dintre proiectele de succes pe care l-ați influențat în mod pozitiv în orașul Petrila, dacă îmi puteți spune câteva proiecte de succes pe care... Acum sunt proiectele pe partea privată, care nu le-aș mai aminti, că le-am amintit de nenumărate ori și oamenii pot să vorbească mai departe. Pe partea privată și pe partea administrativă, nu pot să spun că am făcut prea multe proiecte. De ce? Pentru că la inițierea unui proiect, asta trebuie să înțeleagă cetățenii, că atunci când inițiezi un proiect de finanțare, durează undeva și la 3 ani de zile ca să-l pot. Și v-am dat un exemplu, axa 13, care ne-am apucat de lucru din 2016 la ea, gândiți-vă, 4 ani de zile. De ce? Pentru că în ghidul de finanțare al axei 13 se solicita să, în primul rând, ca să poți să depui un proiect, să ai toate terenurile și clădirile intabulate. Deci a trebuit să muncim un an și ceva, un an și jumătate, doar pentru intabularea terenurilor, a clădirilor care nu erau intabulate, plus faptul că urmează, după ce faci intabularea, urmează demersurile pentru scoaterea la licitație a proiectării, studiului de fezabilitate. După aceea urmează etapa semnării contractelor și acum urmează etapa scoaterii, am scos la licitație, proiectarea în sine.
Deci gândiți-vă că sunt etape și etape pe care oamenii nu le înțeleg. Zice, domnule, dar ce durează atâta, că n-ați făcut nimic în 4 ani de zile? Păi ce să faci dacă procedura este atât de stufoasă și atât de lungă? Și gândiți-vă că și dacă vrei să-ți faci un proiect acasă, dacă n-ai intabulat terenul respectiv, nu poți să faci proiectul. Deci sunt câțiva pași pe care trebuie să-i urmezi. Și când e vorba de casa ta și vezi că timpul este atât de mult solicitat, îți dai seama că de fapt e destul de greu. Cu atât mai mult un oraș întreg care se întinde pe o rază destul de lungă, de mare, trebuie să intabuleze atâtea terenuri, atâtea clădiri și așa mai departe. Deci durează. Deci Axa 13 este un proiect de succes pentru viitorul mandat. După aceea există extinderea rețelelor de gaz, care la fel este o procedură atât de stufoasă, atât de stufoasă cu proiectarea, cu demararea lucrărilor și așa mai departe, cu avize, avize peste avize, se cer, da? Este un proiect destul de ambițios. Reabilitarea termică a blocurilor, iarăși, sunt atâtea și atâtea proceduri. De exemplu, vechiul primar tot afirmă că am preluat în 2016 anumite proiecte de la dumnealui. Da, eu recunosc lucrul acesta. Proiectele de reabilitare termică a blocurilor a fost preluat din 2016, da? A fost preluat. L-am implementat noi. De asta spun că cel care câștigă primăria acum implementează niște proiecte pe care eu le-am inițiat. Eu sper ca cetățenii să înțeleagă și să ne dea girul, să ne voteze, ca să pot implementa proiectele pe care le-am inițiat în mandatul acesta. Și eu recunosc, prea multe lucruri nu se văd făcute în mandatul acesta. De ce? Pentru că au fost câteva proiecte preluate, da? Plus faptul că am mai făcut noi anumite lucrări, de exemplu cartierul Prundului, care l-am asfaltat din bugetul local, cartierul Parângului, care la fel, strada Tirici, parcări, alei, trotuare, care le-am făcut și din bugetul local, tocmai în vederea ca să arătăm oamenilor că se poate face și din bugetul local ceva. Dar de asta zic, cu atât mai mult cu cât prins fonduri europene, cu atât mai bine, pentru că comunitatea locală nu scoate banii din buzunar. Deci sunt fonduri europene care se pot accesa, sunt foarte mulți bani în joc, doar că trebuie să fie o minte luminată care să știe cum să pună problema și să poți să accesezi cât mai multe fonduri, să le atragi ca să implementezi cât mai multe proiecte. Domnule Peda, ce considerați că ar trebui să se facă ce nu s-a făcut până acum în Petrila? Cam ce lucruri credeți că sunt necesare acum, în etapa imediat următoare? Sunt multe lucruri de făcut. Nu pot să vă spun un lucru anume, că totuși orașul este mic, a fost sărac. Deci putem spune că sunt foarte multe lucruri de făcut. Ceva totuși care să substituie mineritul, că se pare că mina Lonea va mai ține, nu știu, 10 ani, mai ține 10 ani. Ar fi bine. Noi avem speranța că mina Lonea o să mai țină până în 2024, cum estima pe studiu GIG. Da. Timp în care se poate pune ceva în loc pe partea turismului, ca să acopere numărul ăsta de 600 de angajați care sunt la mina Lonea. Din păcate cei 600 de angajați, o parte se vor pensiona, nu? Și altă parte... Mare parte o să pensioneze. Și altă parte vor alege calea Occidentului, să mai meargă pe la castraveții în Germania, din păcate. Nu o să culeagă castraveții din România, îi culeagă pe cei din Germania. Nu, și agricultură, se poate face agricultură? Că nu știu, am întrebat. Nu, deci... Agricultură nu poți să faci pentru că nu există disponibilitate. Noi suntem o zonă preponderent montană, dar unde nu poți să faci montană din asta cu... N-ai unde. În Valea Jiului nu există suprafețe de teren unde se poate să faci agricultură. Ceea ce se poate face, și spuneam adineauri, zonele Văii Jiului sunt zone cu preponderență montană. Și atunci mămurlanii din zonă ar putea să-și dezvolte mici afaceri.
pot să-și facă, au terenuri suficiente ca să-și facă anumite sere, să-și facă culturi de anumite plante și așa mai departe, care sunt foarte bine plătite și căutate. Dar e greu pentru că oamenii nu vin la consultanță. Adică eu am încercat, am fost o perioadă de 4 ani de zile la Apia, înainte să vin aici, și am încercat, am avut toată Valea Jiului, da? Am avut tangențe cu toți oamenii din Valea Jiului. Și am încercat cumva să-i conving că există posibilitatea atragerii de fonduri europene, tocmai în vederea ca Valea să se poată dezvolta prin ei, prin oamenii aceștia. Da? Au fost unii foarte deschiși care, și pot să laud partea de vest și partea Bănița, Baru, Livadia, care au accesat cele mai multe fonduri europene. Din păcate, partea noastră estică, acum Vulcanul și Aninoasa și Petroșaniu au accesat foarte, foarte puține fonduri. Aninoasa cred că n-a accesat nimica. La Petrila am inițiat doi fermieri care au accesat fondurile europene în primul an. După aceea au mai fost încă vreo 7 care au inițiat, dar foarte puțini. La câți fermieri are Petrila? Sunt în jur de 250 de fermieri care sunt înscriși în registrele APIA, da? Care pot să acceseze fonduri europene. Nu se încadrează toți, dar din 250, dacă fac 100 proiecte, e un beneficiu pentru comunitatea locală. Din păcate, oamenii le este greu să facă pasul de a porni. Eu le stau la dispoziție și acum pot să le dau consultanță în vederea accesării fondurilor europene și sunt omul care mi-a plăcut dintotdeauna să fac cât mai multe proiecte ca să aducem bani și să dezvolte comunitatea. Petrila este o zonă de deal, acolo are o suprafață de ruloasă destul de mare și s-ar putea face cu ușurință niște livezi. Acum la modă sunt livezile de nuci, iarăși cultura de lavandă este la mare căutare. De asta spun, sunt niște proiecte pe care ușor s-ar putea implementa în Petrila, dacă am avea și forță de muncă corespunzătoare, pentru că toate astea presupun o manoperă. Da, s-a făcut un demers. N-aș vrea să critic colegii, foștii colegi, au făcut un demers, nu m-am implicat în proiectul respectiv pentru că am știut că eșuează din start. Le-am și spus la vremea respectivă că nu e un proiect viabil să facă sere pe dealul Malei. Da? Din păcate a eșuat așa cum am preconizat, pentru că n-au pornit la drum așa cum trebuiau. Da? Dacă porneau să gândească un pic lucrurile, proiectul putea să aibă succes. Dar nu e nicio problemă, îl vom implementa după alegerile din 27 septembrie, când echipa mea are toată deschiderea să inițieze astfel de proiecte și să demonstrăm cetățenilor orașului Petrila că se pot face extraordinar de multe proiecte bine gândite. Da, mai departe, hai să ajungem puțin și la politică, să trecem de administrație, că spuneam... Păi cred că am vorbit la început de politică. Am vorbit oarecum de politică. Ne-ați întrebat de ce am plecat din echipa... Am început cu afirmația fostului prim-ministru Victor Ponta referitor la coronavirus, dar vreau să vă întreb Pro-România ca și partid în Petrila, v-ați reușit să... Îl puneți pe picioare, sunteți constituiți ca organizație, da. Aveți membrii... Sigur că da. E un partid nou. Nou în Petrila. În Petrila. E un partid nou, dar eu sunt convins că atunci când Victor Ponta a venit în 2016 să ne susțină, oamenii am văzut reacția oamenilor. Îl iubeau pe Victor Ponta. Acum, Pro-România este un partid sub sigla Victor Ponta. Da. Da? Victor Ponta a avut o experiență vastă, a fost premierul României, este un om care și-a dat seama și el de anumite lucruri. A plecat din partidul politic în care era și a format această formațiune nouă cu oameni noi. Nu sunt și câțiva plecați odată cu el, dar sunt oameni noi. Ei, în Petrila am format o echipă în Pro-România, o echipă nouă,
cu oameni care pur și simplu nu au făcut politică în afară de mine și de Adi, ceilalți sunt toți noi. Oameni care au stat pe margine, au privit ce înseamnă politica, ce înseamnă administrația locală și au spus, în echipa asta ne regăsim și noi, pentru că sunteți o echipă competitivă, o echipă care urmăriți să faceți ceea ce este corect și drept pentru orașul Petrila. Și dacă am reușit să convingem pe acești oameni, sunt oameni capabili și oameni destul de inteligenți. O să îmi prezint într-o emisiune viitoare și echipa cu care plec la drum, pentru ca oamenii orașului Petrila să vadă că sunt oameni apolitici, veniți din afara politicii, oameni care au vrut să se implice tocmai în ideile pe care le-am promovat de-a lungul timpului și i-au văzut lucrul acesta, că am fost deschis cu toată lumea să promovăm cât mai multe idei, să vină și ei cu idei la rândul lor, pentru ca toate puse la un loc să aducă un aport și un beneficiu comunității locale. Și oamenii aceștia s-au hotărât, mergem în echipă cu tine, mergem la drum cu tine, te susținem, tocmai în vederea ca să implementăm ceea ce gândim cu toții. Deci acum, în această etapă, nu vă gândiți la niciun fel de alianțe cu absolut nimeni, nu? Nu facem nicio alianță cu nimeni. Am spus, oamenii care au venit lângă noi au spus, mi-au transmis de multe ori lucrul acesta, să fim o echipă omogenă, o echipă constructivă care să mergem pe propriile noastre puteri și sunt convins că toți din echipa care stă în spatele meu sunt oameni competenți care pot să convingă la rândul lor prin ideile și prin aportul pe care îl au în comunitate ca oamenii să ne susțină și să ne voteze. Da, mă gândeam acum că totuși ca să pui pe picioare un asemenea partid într-un timp așa de scurt, pentru că Pro-România, nu știu, are 2 ani de activitate pe plan național, cred că nu. Pe plan național, da. Parcă 2 ani. 2 ani de zile, da. 2 ani. În 2 ani de zile să nu e deloc simplu să creezi o structură la nivel național, unde trebuie să ești obligat prin lege să participi cu candidați în toate circunscripțiile ca să poți participa la alegeri, nu? De asta da. E destul de... Nu mi-e teamă de lucrul acesta. Eu în 2012 am mai avut o experiență de genul acesta. Am preluat un partid nesemnificativ. Până la urmă, oamenii nu se uită la partide, se uită la echipa care este acolo. Știți cum este cu partidul. Partidul este un lucru în care se strâng oamenii, da? Un lucru în care se strâng oamenii să formeze o echipă, da? Să formeze o echipă. Și atunci oamenii care au idei, oamenii care vor să promoveze orașul Petrila, oamenii care vor să construiască ceva în orașul Petrila, se strâng în jurul nostru. Nu contează sigla partidului, cum e denumirea lui, că e Pro-România, că e altă siglă, nu asta contează. Contează echipa care este acolo. Până la urmă, cetățenii orașului Petrila nu se uită la siglă, se uită la oamenii care sunt acolo și care au idei și vor să facă ceva pentru comunitatea locală. Eu cred că suntem destul de deschiși și fac un apel la toți cetățenii care stau astăzi pe margine și privesc în perspectiva politicii. Noi nu facem politică. Eu vreau să fac administrație. Politica e pentru cei care sunt la nivel mai înalt. Noi suntem oameni mai mici, mai mărunți, care vrem să facem administrație publică locală și să aducem un aport comunității locale pentru a înfrumuseța orașul și a-i da o culoare. Dacă cetățenii ne vor susține, și eu sunt convins că marea majoritate ne vor susține, vom demonstra în 4 ani de zile că suntem o echipă puternică, o echipă care gândește altfel decât au gândit cei care au fost până acum. Am fost și noi în echipa respectivă. Adi spunea la un moment dat, din 2018 a luat decizia să plece tocmai în vederea faptului că oamenii n-au fost deschiși să fim o echipă constructivă care să aducem un aport benefic comunității locale. Da. Domnilor, emisiunea i s-a apropiat de sfârșit. Dacă aveți ceva să spuneți în încheiere, dacă nu, oricum ne vom întâlni de multe ori în emisiunile viitoare. Da. Domnilor și domnilor, aici se termină emisiunea din această seară Capital Special. Sunt convins că ne-ați urmărit cu deosebit interes. Până la următoarea emisiune vă doresc numai bine!